Ultima sesiune de finale a acestui campionat, 8 finale, doar finale în această seară. Se începe cu proba de sprint a notului feminin, 50 de metri liber, pe culoarul 2 Ana Sandmas, doar 19 ani, un 25-16 la Dunkirk în acest an. Pe culoarul 3, Neri Mantei, Niancura, o notătoare care s-a lăsat în 2007 și a revenit în 2011, locul 5 la ștafeta de 4x100, locul 5 la 100 liber la acest campionat european. Brita Ștefan, super vedeta acestei probe, campioana europeană din 2008 și deținătoarea recordului mondial, Brita Ștefan pe culoarul 4. Pe culoarul 5, Heineker Schröder, a treia olandeză cavaloare, lipsesc cele mai bune, cu cele mai bun timp din anul acesta. Pe culoarul 6 din Estonia, Trin Aliand, medaliată cu argint la 50 de metri fluture la acest campionat, una dintre veteranele acestei probe, are 27 de ani. Iar pe culoarul 7 o vom vedea pe a doua grecoaică din această finală, Teodora Dracu, care a avut un 25-13 la Shanghai în anul trecut la campionatele mondiale. În fine, încheiem cu Sarah Blake Bateman din Islanda. Să nu uităm că și-a câștigat accesul în această finală după un baraj care a avut loc aseară pentru departajarea dintre cele trei sportive care au avut același timp în semifinale. 24-56, cel mai bun timp în semifinale. Brita Ștefan, cea care deține recordul mondial, 23-73. Campioana europeană din 2010, Alshamar, pe locul 2, Schröder, pe locul 3, Francesca Holzol. Start în finala probei de 50 de metri liber, fete, se înoată o singură lungime de bazin. Foarte rapid și în semifinale au fost foarte rapide, toate cele 7, mai puțin ultima care a notat în baraj, au realizat barem A pentru participarea la Jocurile Olimpice. Culoarele 4, 5 și 6 conduc în această finală. Da, Brita Ștefan detașat pentru o probă de 50, pe locul 2 Schröder și pe locul 3 grecoaica. Brita Ștefan, o nouă medalie de aur pentru olimpiad, pentru delegația Germaniei, este a 7-a. În acest moment este egalitate în fruntea ierarhiei la medalii de aur, într-adevăr, 7 Ungaria, 7 Germania. Pot să spun că Brita Ștefan nu a avut până în acest moment cel mai bună performanță din ultimul sezon. Olandezele și mai ales Kromovic Jojo, care a notat 24-10, precum vedeți, doar 24.